Adolescentul a ajuns la poliție în jurul prânzului însoțit de mamă. Niciunul dintre ei nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La poliție s-a stabilit orarul la care trebuie să se prezinte la sediul IPJ Dolj și au fost aduse la cunoștință obligațiile pe care trebuie să le respecte, obligații stabilite de procurorul de caz pe durata controlului judiciar. Tânărul este acuzat de procurorii DIICOT că a distribuit pe internet mai multe filmulețe cu decapitări făcute de ISIS și că a promovat mesaje de susținere a grupării teroriste. Procurorii DIICOT au ridicat de la domiciliul tânărului materiale de propagandă video și tipărite. Ieri, tânărul a fost eliberat după o zi de arest, nu înainte însă de a fi expertizat psihiatric, iar specialiștii au stabilit că acesta are discernământ.